Wow, de ce m-am speriat pe mine însumi? Na, eu am probleme, frate. Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Bună seara toată lumea și bine ați venit la din nou noastră serie de rating pentru jocurile de căcat de pe Steam și horror în general, jocurile horror, da? O să le dăm un rating la finalul videoclipului să vedeți dacă merită sau nu să jucați acest joc. Azi ne jucăm Reminiscence. Bun, asta este jocul de astăzi. Mă bucur că suntem cu toți aici și că ne-am... Ok, a luat o razna. Aha, domnul meu, ce mai faceți? Ok, joc horror. Opa, poți deschid uși? Na, nu mă, ce scrie? Opa. Controversy surrounding Shastadam. Ba, că aș avea un Shastadam. Ce aș zice că e o controversați. Opa, asta e încuiat. Oare trebuie să intru în camerele astea sau intru degeaba în ele? Care mi-e scopul? Până la urmă e întrebarea mea. Că m-a aruncat direct în joc, bă, nu mi-a dat nimic, nici tutorial, măcar la altul mi-a dat tutorial. Nu pot. Ok, mă întorc înapoi în cameră, ce să... Aaaa... Ok, mă... Și? Ok. Ajutor. Stai, o las deschisă, că nu o să mai știu pe unde să mă întorc. A secret to time travel. Păi da, frate, ok, și? Intra rollback. Ok, maestre. Alo? Alo? Cum ajung, frate, din sufragerie aici? Nu știu ce s-a întâmplat. Mi-a luat o creieră asta. Ok. Și am apăsat asta. Nu, ăsta e lobby? Ce zice aici? She did, ok. This won't work without a pendulum. It's gotta be around here somewhere. Trebuie să fie un ce? Un pendulum? Dar nu văd, frate, nimic. Pot să văd mai bine? Băi, de la mine. Eu nu văd. Băi, poate e de la lumina asta, mă. Ia stai așa. Că poate e de la lumina asta. Poate de aia nu văd eu. Nu, nu e de la ea. Deci asta nu merge, că n-are pendulum. Ok. Păi bine, maestre, n-are pendulum, deci nu merge. Ok. N-am văzut nimic. Era ceva acolo? Ok, maestre. Ok, maestre. Ok, Dumnezeu înainte. Nu știu ce am speriat. De ce am intrat? Ce e în capul meu? Stai, wow. Alo, wow. Poate să mă întorc, pur și simplu. Și-am scos dop. Would appreciate, ok, my friend. Ok, deci poți să deschid ușa asta acum. Mama, măs. Nicio problemă. Doamne, ce m-am speriat chestia aia, nu mă așteptam. Vreau joc. Asta zice altceva oricum. Ok. Păi, frățiorii, uitați-vă la mine. Nu, e gat. 7 minute au trecut. Ferească sfântul. Eu nu sunt făcut pentru jocuri de-astea, frate. Eu sunt făcut pentru... Înțelegeți voi? De ce trebuie să fac ceva? Nu știu exact. Aoleu. Trebuie să mă întorc pe asta. Poate să mă duc în... Bice Mount. Și acum e mai bine? Ba, acum ai distrusă casa. Ia aia nu înțeleg. Ce trebuie să... Nu-mi place absolut deloc. 4-year-old child, this week is my sanity. Ha? Ha? No, is that you? Ok, let's go. Ok. Oh, de ce m-am speriat pe mine însumi? Na, eu am probleme, frate. A pendulum? Are any of my clocks missing pieces? Nu mai uit nicăieri. Unde vreau să mă duc? Aici.
Is that a tape in that cuckoo's mouth? Ce-am luat? Am luat un tape. Are you happy, honey? On one blessed is the man. The new TV that he brought us. Are you happy, honey? Are you happy, honey? Daddy's in mommy's room. Așa vreau să vorbesc și eu cu familia mea. Să-mi zic, are you happy, honey? Și o să fiu... Ba. Băi, ferească Sfântul să te ferească din lumea de apoi să te iasă. M-a apăsat pe ăsta, gata, nici n-am stat. Hai, mai lasă-mă. Aolea, Doamne. Așa îl pun, pe tot. Nici nu mă chinui. Nici nu le editez videoclipul ăsta, frate, că e... Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Băi, frate, n-am văzut în viața mea o chestie așa stupidă. Și de ce m-am speriat? Băi, deci jocul ăsta e gata. Doamne, ferească-mă. Doamne, ajută-mă. Te rog, End of Regret-ul pe... să-ți-l duci ție. Poți să intru? 3-7-8-4-2-1. Ok. 3-7-8-4-2-1. Îl notez undeva că-s prea prost. Trebuie să fie un cod undeva. Păi, de când am televizor aici? Realist vorbind, de când am eu televizor? Ce se întâmplă? Oh, alu. Ok, nu merge. It is an abomination. A perversion of a heavenly father's grand design. Look, I don't care about those. Okay, okay. I still have time. Too late, tu, măi, fraierică. Ce-mi zici tu mie too late când eu zic ție too late dacă vreau? Na. Bam, 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 controlarea timpului. Pam, pam, pam. Bagdos, barubidados. Chestii de-astea, nu știu. Că ce zicea ăla, nu știu. Tu ești late, fraiere. Nu ți-am zis, fraier. Te rog eu frumos, nu te lua de mine. De ce se întâmplă, frate? Damn it, I don't have time for this. I've got to go back. Go back to... Ce? Go back to ce? Bă, nu mai pot. Jur. Deci mă scoate din minți jocul ăsta. De ce mă joc jocul horror? Dar ce, nu intru eu în tine? N-am văzut. Ăla mi-a fost norocul. Back, I've got to go back. Păi, I go back. Nu, asta e. Acum e back, practic, nu? Că doar noi fi lampă. Și? Păi, televizorul ăsta a fost mereu aici. American GTP Jumps 245%. 245% din ce? Ce să stea? Pendulum? Ok, am fost în fiecare cameră. Ba nu, n-am fost în baie. Mă duc înainte în timp, când lucrurile sunt stricate. Urc sus să mă sperie băjeții ăștia, barbasani ăștia. 378421. That's the code to the safe. Păi și unde-i safe-ul ăsta? Ah, ok! 3... 7... 8... 4... 2... 1... Fii? Ce s-a deschis? Ah, ok. Pare că fac ceva. What happened to her pictures? Why am I alone? Că s-a aflat încă de curând. It can't be too late. It can't be. Ok. S-a deschis? Sunt tâmpit și deschid 200 de uși sau? Am început să se închidă. Ok. Ok. Da, mă nebunit, sunt ok. Am o gurița de ceiuț și... It's toying with me, că ți-arăt eu ție cine sunt eu, măi, fraierică. I still have time, n-auzi? Dacă eu am zis... Ok, ăsta e încă. I still have time, my friend.
A song. That's it. That's the song. What happened? I was supposed to remember. It was supposed to be over. Was that always here? Vă zic eu că nu. No, it couldn't be. Bă, o să-mi iasă de aici, o să mă ia de gât, o să mă omoare, dar hai odată, frate, că... Ce se întâmplă? It is too late. Why, yes, you killed that kid. You have fulfilled your purpose admirably. Drunk on your own denial. Tearing the way onto your world open with every step. You could have stopped it, you know. Now, you are too late. Cling to the false hope I have given you. Return and delay the inevitable. It matters not. Soon enough, there will be none. Ups. Frumos joc. Frumos. Bă, realizat pentru un joc gratis. Pentru un joc gratis. Este extrem de bun. Sincer. Avem rubrica de gameplay. Avem rubrica de... Ce e? De poveste, nu? Ce am făcut? Ce rubrica? Deci aveam gameplay, grafică și cât de tare m-am speriat. Gameplay, grafică și de tare m-am speriat. Bun. Deci, gameplay. Frumos. Îi dau un 8. Îi dau un 8 scurt și la obiect un 8. Corect. Cum arată? Eu zic că te puteai arunca și mai bine. Dar mi se pare că grafica s-a cam potrivit, într-un fel. Îi dau un 7. 8. 7, 8. Undeva. 7,50 îi dau. Și pentru cât de tare m-am speriat, băi, pentru un joc horror chiar m-am speriat, sincer. O să-i dau un 9 pentru cât de tare m-am speriat, că eu nu mă prea sperii la jocuri horror, eu sunt de obicei caput, știi, și la asta chiar m-am speriat. A fost foarte neașteptat, asta a fost problema lui. Și v-am lăsat, și ne vedem data viitoare. Sugerați jocuri horror în comentarii, băieți, astea scurte, că nu mă joc de alea lungi, că m-am plictisit. Nu mă joc același joc cu 100 de ani, mă joc doar un joc, gata, m-am otrât. La revedere! Mua.